Într-o zi parțial înorată vă vorbesc despre beneficiile și de lipsa și de problemele pe care le creează soarele. Soarele care emite într-o secundă mai multă energie decât am produs noi pe acest pământ de când suntem, vezi Doamne, civilizați, vezi Doamne, sapiens, nu și rațional. Cum spuneam, soarele produce atât de multă energie, ajunge și pe pământ și este folosită în diverse scopuri, este folosită în special de clorofilă, cea care face cu lentilele proteice, s-o amplifice și realizează biomasă, pune celui mâncat la loc partea mâncată, cum spunea frumos Nichita Stănescu în poezia Contemplarea lumii din afara ei. Ei bine, soarele asupra pielii noastre produce o reacție de eritem inițial, după care o reacție de răspuns, care înseamnă acumularea de pigment melanic în celulele dendritice din derm. Și gata cu știința. Ei bine, acest un prim răspuns și acest soare este necesar, fiindcă noi așa am fost formați, așa am evoluat în soare și avem nevoie de soare ca să transformăm provitamina D în vitamina D activă. Așa suntem noi oamenii. La alte specii nu e nevoie. Noi avem nevoie de acest lucru și din acest motiv avem nevoie de soare și soarele ne face bine, pe de o parte. Pe de altă parte, soarele ne face bine fiindcă suntem o specie care am evoluat în foarte mult soare. Și în consecință, mai mulțumim și mai departe preominide în Africa și mai departe, și din acest motiv suntem atât de bucuroși de soare și atât de fericiți suntem, încât prin țările nordice, într-o zi însorită, pleacă toți de la birou, se așează pe bănci și stau și contemplează și se bucură de puținele raze ale soarelui. Da, are un efect psihologic foarte important de relaxare. Ei bine, aceste efecte benefice, două importante, vitamina D și psihologic, ăla psihologic este foarte important, cu vitamina D te mai poți descurca să o iei din alimentație, alimentație specială, adică suplimente vitaminice. Cu efectul negativ trebuie să fim foarte atenți. Este vorba de efectul cancerigen. Efectul cancerigen al razelor solare este demonstrat deja de când nu se mai fumează, de când se are grijă de dietă, de alimentație, nu mai este nici cancerul pulmonar și nici bolile cardiovasculare principala sursă de deces, de exemplu, Statele Unite, ci cancerul cutanat, din păcate. Da, în continuare, soarele face ravagii în acest sens, oamenii nu au suficient de multă grijă și se expune excesiv la soare și riscă cancerul cutanat. Acesta este unul dintre cele mai grave dintre formele de cancer, este foarte greu de tratat și foarte ușor de difuzat. Iar celula canceroasă cutanată are și o capacitate metastatică, fiind foarte puțin diferențiată și se poate fixa pe oriunde unde se facă rău prin metastază. Ce recomand eu? Recomand în primul rând folosirea cremelor solare ca oricine, recomand expunerea limitată a soarelui, este normal, și recomand pauză după ziua de insolație. Ai avut o zi de insolație și ai venit roșu de la plajă. Mi s-a întâmplat și mie, sâmbătă am venit roșu de la plajă. Ai avut o zi de genul ăsta, duminică nu mai merge a doua zi la plajă. Mai mult, în seara respectivă folosește sau ia-ți niște substanțe antioxidante. Lămâie, mănâncă pește, mănâncă puține grăsimi de origine vegetală, o salată cu ulei de măsline, de exemplu, și consumă niște vitamina C. Toți acești antioxidanți te ajută ca pe timpul nopții și pe timpul de refacere în ziua următoare a accesului cutanat să nu se producă mutații, fiindcă radicali liberi s-au produs. În momentul în care apare eritemul, ești plin de radical liber pe piele și ești într-o situație de pericol, ca să zic așa. A doua zi, dacă mai stai ca nebunul la eritem solar, problemă. Ce invit eu vizitatorii litoralului? Îi invit să vină în zilele însorite la delfinariu și în zilele mai puțin însorite cum e asta, să stea la plajă. Fiindcă la delfinariu e bine și e frumos și pot să vadă și stau mai puțin în soare și vreau să se protejează cu pălăriuță, vin în microrezervație, iar în ziua în care e mai puțin însorită poate să stea pe plajă, riscul fiind mai mic. Sau dacă a stat o zi la plajă, sunt toți roșii din familie, a doua zi adunarea, acvariu, delfinariu, muzeu, cultură, informații și sănătate.